Hai, salutare, oameni buni! Salutare! Salutare! Bine ați venit pe Fane și Câinii din nou la Pietriceaua, la frații Gospodaru. După cum mulți dintre voi ați scris și m-ați întrebat când mai ajung, iată că am ajuns din nou. Acum suntem în căruță cu Ionuț. Și mergem la stână. De data asta e și Dan cu mine. Și am luat-o prin pădure așa cu căruța și ne îndreptăm frumos către stână. Ia uitați ce drum forestier, aici este pădure densă ca lumea, cu bineînțeles destul de mulți urși înăuntru. Haideți să vedem mai departe pe drum. Ia să-mi prezint. Da, o să arătăm și calul mai târziu de jos când ajungem. Da, e armăsar. Armăsar este 5 ani. Dar mai târziu rămâneți cu noi. Peisaje frumoase la Pietriceaua, domnilor. Ia uitați ce frumos e. În drumul nostru către stână. Întotdeauna îmi plac călătoriile astea cu căruța, cu calul. Sunt foarte relaxante. Crucea Caraimanului e în partea aia, ne zice Ionuț acum. Da. Frumos, de vis aici. Acolo e câmpina, de partea acolo? Aha, deci Brebu acolo și câmpina mai încolo, am înțeles. Niște ui. Uite-i, ia uite câinii și uile acolo. E Nicușor? Da. Ia uite. Oameni buni, am ajuns, ne întâmpină câinii. Au ce gașcă. Gașca de câini. Nu mai românești. Românești. Nu mai românești. Ia te măi, frate. Mai rar o stână și felicităm pe acest lucru. O stână cu românești. Și n-ai probleme cu nimeni. Nu, ai pe ei, nu. Da, dar trecut trece, sunt la vale, când la mare, nu dăm de el. Așa. Dar nu dăm noi de el, ne caută el. A, deci vine ursul și pe aici des. Vine, foarte des. E corbul ce insistem. Da, insistem corbul, da. E o de 8 luni. Da, 8 luni e? Da, 8 luni. Da, Nicușor e acolo cu ele. Îți place cățelușa asta, a? Foarte mult. La 8 luni. Simțitoare, bă. Partea lui. Mai este ca pe frate la stână. 10-11 mari. Vedea. Cam puțin e mari. Am dus până o casă. În femeie că n-am cum îmi bătrâni. Am făcut asta la fermă. Am spus că sunt fete și am întors eu. Nu,
Au venit câini aici lângă căruță. Ăsta e, ăsta e mare, ăsta maroniu ăsta. Ce vârstă are bălana? 5 luni are, e frate cu aia. A, 5 luni. Ele abia cu... Salut, Nicușor! Bine v-am găsit! Ce faceți? Aici la datorie, la veserie, la pășune, cu zicile. Frumos! Hai că de când așteptam să ajung pe aici? Da, eu cred că ați ajuns azi. Da. Am prins și o zi foarte bună. V-a plăcut în jos? Mi-a plăcut un pic, am luat-o pe brevul de tot. Pe brevul pe sunt alea la rog. Îmi place ce bălani ai. Super frumoși ăștia doi. Groși pe picioare, pieptoși. A, pe când nu crezi pe aia. Lapte au mâncat ăștia pe ouă, la lunga asta. Nu le team dacă răuri cu cea rău, așa, dar nu e. Și aveți aici ciobănesc de Bucovina asta? Nu, e, nu, e cu luarea așa mai mult, da. Luare. Aduce spre Bucovina. Aduce, are ceva. Da, e un metis. Metis. Vă că le-a spus la majoritatea colțari. Da, ăștia mari toți au colțare, că... La lup, pentru lup. Da. Aranjați bine ce să mă de ce hidrez pe picioare să vede că fac mișcare la greu. După la 3 luni jumate a început să trece după viță. A început să ia mirosul de sărbăticiune? A început să ia după ăștia mari învățați și cât un pic, cât un pic a început. Ce, sunt micuți? Cât a spus că au? 5 luni de zile. Oh, ce micuți, să fac țape. Au părinți mari? Au ceva părinți mari, au, da. O pornim destul de bine. O pornim bine, da. Am avut, am avut la Saivan la început. Pe urmă s-a dat drumul, i-am dat acum, da? Cu calumea și lasă. O de bază. Eu. Aha, hai că zi. Da. Și asta e mică ambițioasă tare cu arba. Este, este, ea n-are vreo aproape 9 luni de zile, da. Mai tot pe deci să fac, mai avut de fac asta în tine, gata. Da, nu știu. Așa, ușor, în devenire și mai adulți. Acum în practică, în școală. Acum învață. De la cine învață? De la ala mare? De la ala, de la ăsta, Floriu. Mai am vreo doi, dar au plecat pe aici de vale, au lucrat și... De-aia grupul e halul ăsta toți. A dat de ceva pe acolo? A dat aici, au miros spectacol și s-a dus câinii după el. Dar nu știu ce a fost, că desișurile astea nici nu se vede, se bagă pe subtiele, aleargă. Da, mai am o femelă roșie așa și încă un măriu, că pe ea nu mi-a venit. Da, i-am făcut Siva? Siva, da. Da, trebuie să alerge. De-aia sunt așa mai... Aleargă, aleargă câinii, e? Dar ce vreau să zic față de data trecută? Azi, aveți mai mulți acum, nu? Câini? Avem mai mulți mici, dar mari ne-am mai împuținat, că din nefericire mai murit din nivel 4, nu mai pierdut. Da. În, de boală sau în... Unul, băi, de bătrâni, unul de boală, o otrăvită, nu știu ce să zice. Da, am înțeles. Da, am dus-o pe la doctor și după ce a murit, i-a făcut o autopsie din aia și a găsit spina mare în ea. La spina mare. E plină de cheaguri de sânge. Uh-huh. Ori dintr-o soluție toxică,
câmplina fiind ca un filtru de sânge pentru câine. Și tot sângele îl filtrează. Toate toxinele se oprește în spine. A spus doctorul, care e de meserie. Zic că e posibil să fi ingerat o substanță din asta toxică și aia a fost. Am înțeles. Mai nu este aparat. Aveți și cuia cu mici amori. Avem pe ăștia doi și mai am las până mai mici. Dar nu sunt frasche, nu am nicio rupă pe ăștia. Acolo în vârf e crucea. Dar acum e plin de gheață. Deci acolo e caraimanul. Da, e nu, e nori, frate, s-a lăsat nori până copii. Nori, da. Nori, până copii. Și aici sunt oile și caprele. Două ture a fost cu foaie, a trei... Oni! Da-l-a, Uite băi, fane băi, ce peisaj de viță aici, auzi, ne imaginam vreo. Da, frumos. Frumos este. Uite, vine și Nicușor încoace. Capre nu mai carpatine, nu mai băgat. Avem un cap, un angonubian, dar este tânăr, am montat și la anul ăsta, anul trecut. Da, nu, tot pe carpatine mergem. Mai rezistente, nu da? Mult, mult mai rezistente. Păi el când plouă, e în care se intre în sână de ploaie. Da. Asta în ploaie n-are nimic, ca nu simte. El nu prea rezistă așa, mai friguros. Mai friguros. Anglonubianul, țap. Anglonubianul, da. Deci oarecum sunteți un pic dezamăgiți de anglonubian. Da, dezamăgiți. Nu l-am luat așa să zici că să facem o afacere sau... A, de plăcere așa de frumusețe, cum v-am mai zis, de așa că e... Are urechile mari și... Hai să încercăm, dacă am avut așa o ocazie. Dar s-a mai mărit țapul, anglonubianul? Puțin, frate, puțin. 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 Și că era mai micuț așa când am venit data trecută. Poate avem câteva ieduțe din el prăsite, poate ele să fie mai rezistente. Aha. A, oricum, o carpatine de bază, rezistentă și la ploaie, și la vânt, și la mâncarea de aici, așa că... Uitați, mâncă frunză de anii, de mur acum, nu e de. Deci tot carpatina la munte aici tot e indicat, dar noastră, tot adaptată de ani de zile, de zeci de ani, sute de ani. Da. Dar anglonubianul ăla e și el acolo, între ele, da, acum? Da, este între ele, da. E acolo, nu? Da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Era așa... Da, aoleu, te rog ca să ține mult zău de muntă când se face aia, ce e mergeată. O mă dă zile pe mâncăjurile. Au te fane niște bălani. Au te bălani, da. Frumos, tare. Proporții, părinte, grași, pepeni, picioare groase. Ghețel, ușăria. Ușăria. Așa deci la chitarea. Uite ca se fie. Le facem lasă-ne ca ajunge imediat. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Dar ăștia mici nu prea știu să se ferească. Nu. Nu. Nu știu să ferească. Cam pe la cât începe ei așa să mai se ferească? Cam pe la cel cât mai bun. Depinde după un an așa să se ferească, dar dacă sunt prea încrezuți în ei și au prea curaj mare, nici atunci ei se bagă și nu știe și întrântește imediat. Ursul e periculos. Ce să mai? Că așa dacă sunt cum sunt ăștia ei înfrățiți bine, nu-i mănâncă alți fii, nu-i bată nimenea, prinde un curaj foarte, foarte ambițios. O ambiție bună, tare în ei și ei zice că pot să facă orice. Îmi rupe tot, da? Da. Dacă nu știe de frică, nu vezi că frica e sănătoasă. Da. Era vorba. Da. Haideți că ne găsim la stâlp. Ha! Da. Da. Oameni buni, iată belea unde trebuie să coborâm. Auzi? Sigur nu ne răsturnăm pe aici? Am trecut, oameni buni, de cea mai grea porțiune, unde aproape să ne răsturnăm, dar până experiența lui Ionuț nu ne-am răsturnat. Peisaje abrupte, drumuri de fapt abrupte. N-am filmat acolo că m-am ținut și eu de căruță cu două mâini. Că dacă mă țineam cu o mână, sigur eram pe jos. Ia uite acel pădan, ce înclinație! Băi, aventuri mari! A, uite stâna, oameni buni, uite stâna sus acolo. Ne-au ieșit și oile în cale. Ai grijă, Dane, să nu-ți intre crăcile în ochi. Închide ochii și... și speră că va fi bine. Nici în Texas la rodeo nu am trăit asemenea experiență. Am o fană nici chiar acolo, nu? Nici chiar călare pe taur. Când eram tânăr în Texas. Oi, oi, oi. Haide. Ia uitați ce e aici, oameni buni. În pădurile astea de munte. Acum urcăm iar o pantă destul de abruptă. Aici trebuie să-și ia calul avânt. Gata, hai că am ajuns. Am ajuns într-un sfârșit, într-un final frumos. Happy ending, cum zice englezul. Ăștia sunt câinii răi de om pe care i-a legat. A transpirat calul, da. Got it.